Declarațiile Marinei Tauber despre presupuse vărsări de sânge la granița administrativă cu regiunea transnistreană sunt provocări clare. O spune șeful biroului de reintegrare Oleg Serebrian, care precizează că autoritățile de la Chișinău nu planifică nicio operațiune militară în stânga Nistrului. Это какой-то, ну, мыльный пузырь, скажем так, или провокация. Ну, это явная провокация. А точно знаешь, что ничего не будет. Ну, во всяком случае, мы ничего не запланировали, как сказала госпожа Таубер. Я уже 14 месяцев, вот с начала как раз российской агрессии против Украины, занимаюсь этим все, говорю, что... Никаких провокаций со стороны Молдовы не будут, не ожидаются. Invitat la emisiunea Novei Nedelea de la TV8, vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean a declarat că deputata Șor ar trebui să prezinte dovezi instituțiilor de drept. Reacția vine după ce săptămâna trecută Marina Tauber a acuzat-o pe Maia Sandu și pe Dorin Recean că ar planifica a doua zi de Paști acțiuni militare cu vărsări de sânge la granița administrativă cu regiunea transnistriană. Ea a menționat că deține aceste informații de la serviciile secrete internaționale, dar nu a precizat ale cărei țări. Mai mult, deputata a spus că în aceste confruntări ar urma să participe cetățeni români, iar în țara vecină au fost trimise zeci de uniforme ale poliției și armatei. Guvernul a respins acuzațiile, calificându-le drept falsuri. Ieri și președintele Parlamentului a venit cu o reacție. Potrivit lui, aceasta este o nouă încercare de a destabiliza situația politică din Moldova, iar deputații Șor ar putea fi sancționați pentru declarații manipulatoare. Oleg Serebrean vede o legătură directă dintre acuzațiile aduse de Marina Tauber și presupusul atac terorist de jucat de așa zisele autorități din stânga Nistrului. То, что об этом говорят и некоторые ответственные лица в Москве, ну, создает впечатление, что есть какая-то взаимосвязь между тем, что говорят в Москве и тем, что говорят, ну, некоторые наши сограждане. Во всяком случае, информации о том, что Украина что-то планирует против Приднестровского региона, мы это сказали, у нас такой информации нет, мы и не думаем, что со стороны Украины будут какие-то провокационные действия. Între timp, liderul de la Tiraspol insistă pe faptul că serviciile ucrainene de securitate ar fi planificat un atac terorist în stânga Nistrului, îndreptat asupra delegației OSCE în Moldova. Vadim Krasnoselski a invitat Biroul Federal de Investigații a Statelor Unite în regiunea transnistriană să se alăture investigațiilor inițiate de separatiști. Adresarea a fost formulată în cadrul unei discuții online cu ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logston. Учитывая тот факт, господин посол, что в этой колонии под угрозой находилась гражданка США, штатный дипломат Соединенных Штатов Америки, я обращаюсь к вам, чтобы в расследовании данного преступления участвовали сотрудники Федерального бюро расследований. În replică, ambasadorul american la Chișinău, Kent Logston, i-a spus lui Krasnoselski că experții în securitate de pe lângă ambasada SUA ar putea lua legături cu responsabilii din stânga Nistrului. Pe 9 martie, așa zisele autorități din regiunea transnistreană au anunțat că au dejucat un atac terorist asupra liderului transnistrean. O mașină capcană ar fi urmat să sară în aer, iar acțiunea a fost pusă pe seama serviciilor secrete ucrainene. Ulterior, responsabilii au venit cu o nouă versiune și au declarat că ținta urma să fie misiunea OSCE în Moldova. Autoritățile de la Chișinău, cât și cele de la Kiev, au negat informația.